Bine v-am regăsit, dragilor! Pentru că este sezonul toamnei și gutuile sunt la putere, vă prezint o rețetă de gutui poșate. Pentru rețeta noastră avem nevoie de 2 litri de apă, 225 de grame de zahăr, sucul de la jumătate de lămâie, 2 batoane de scorțișoară și 2 gutui. Vom pune într-o oală apa, zahărul, sucul de la lămâie și scorțișoara pentru a fierbe. Între timp ne vom ocupa de gutui, le curățăm de coajă și de sâmburi și le tăiem în felii. Când siropul începe să fiarbă, adăugăm gutuile și fierbem la foc mic până se vor înmoaie. Le vom încerca cu o furculiță să vedem dacă se pătrund ușor. După ce gutuile sunt gata, le-am scos cu o spumieră, le-am scurs și le-am pus pe un prosop de bucătărie pentru a se usca. Apoi le vom păstra într-un vas etanș sau într-o caserolă până se vor răci. Veți vedea într-o altă rețetă unde am folosit aceste gutui poșate. Este o rețetă foarte simplă și gutuile au ieșit foarte bune. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și de data aceasta și vă mai aștept în bucătăria mea. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări despre ultimele rețete. Pe curând!